Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Știind că în această seară sunt prins pe orarul de slujbă, aveam în plan să închei lecțiile despre crizele tinerilor în postmodernism. Aflând apoi că e slujbă de binecuvântare, m-am rugat să aleg vreun alt subiect, dar totuși am fost îndemnat să rămân la ultima lecție, cea de concluzii, pentru că acele crize de care noi am vorbit se răsfrâng în modul cel mai profund și amplu asupra familiilor. Dacă tinerii noștri vor fi biruitori în vremea aceasta, copilașii care se vor naște vor fi familii cu un mediu unde vor putea să crească bine. Dar dacă nu va fi așa, copilașii noștri vor trăi în familii în care vor suporta crize și le vor aduce pierzare. Aș vrea să îndemn tinerii, căsătoriți sau necăsătoriți, și pe noi toți ceilalți, ca să participăm activ, să privim pentru un moment în trecut. Sunt două variante. Să privești în urmă și să ai mulțumire că ai dus o viață sfântă, nu fără greșeli în mod absolut, dar să poți mulțumi Domnului că te-ai căsătorit frumos, că ți-ai păstrat curăția, că în viață ai avut înțelegere, că ai slujit Domnului. Să se poată adresa, așa cum este cuvântul în a doua Timotei, capitolul 3, cineva și să spună, 3:14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Să știi că de copil ai fost la studiu, părinții acasă te-au învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire. Ce frumos! Să te uiți în urmă și să poți să prezinți un album care să nu-ți fie rușine de el. Un album din care să nu rup pagini. Dar aceasta nu e valabil pentru toți. Există unii care privind în urmă ar putea și trebuie să spună așa cum zicea David în Psalmul 25. Citesc versetul 7. Nu-ți aduce aminte de greșelile în tinerețea mea, nici de fără de legile mele. Sunt copii care și-au întristat părinții. Tineri care și-au pătat haina purității. Unii care s-au căsătorit într-un mod vinovat, în sensul că nu și-au păstrat demnitatea, alții chiar că s-au căsătorit greșit. Dar Scriptura are și pentru aceștia un har. Și rugăm pe Dumnezeu să se îndure și de ei. De cei care n-ar vrea să mai privească în urmă. În urmă, singurul care ar vrea să-l mai vadă ar fi momentul în care Dumnezeu i-a izbăvit. Și le-a dat o nouă șansă. Dar întrebarea se pune, pentru viitor ce facem? Când vă gândiți la viitor, la ce vă gândiți? La ziua de mâine, la anul? Secunda următoare aparține viitorului. Nu știu cum se face că uneori avem dorințe bune, dar nu le punem în practică începând cu momentul prezent. Acum să hotărâm, să ne pocăim, să schimbăm în viața noastră, să luăm angajamente sfinte. Acum! Așa să seară. Scriptura spune, citesc din Eclesiastul capitolul 11, și vă rog să vă gândiți, aceste cuvinte se potrivesc prezentului sau viitorului? Cum ne îndeamnă Cartea Sfântă? 11:9. Bucură-te, tineri, în tinerețea ta. 12:1. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Acum! Până nu vin zilele. Dumnezeu oferă șanse în mod repetat, dar nu nelimitat. O dată, de două ori, poate de 4-5 ori, dar nu o viață întreagă. Și oricum viața trece și nu avem ocazia și la 20 și la 30 de ani să o luăm de la capăt. Nu.
Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei ce nu sunt într-o stare bună, cu o hotărâre bună, iar cei ce și-au trăit viața în mod curat să rămână statornici. Haideți să ne reamintim foarte pe scurt crizele de care am discutat de-a lungul a câtorva luni de zile. Criza dezintegrării familiei. Și suntem acum la un moment de binecuvântare. Și puii de păsărele cresc într-un cuib aranjat. Și când se deșiră cuibul, mor puișorii. Numai că așa cum am vorbit atunci, societatea noastră, vedeți, ne împrăștie peste tot. Nevasta în România, bărbatul la lucru în Germania. Sau activități supra-solicitare. Și familia așa greu se adună. Este bine cunoscut faptul că mai de mult bunicii noștri stăteau împreună. Acolo, pe brazdă, se puteau aduna, să povestească, seara, la lampa aceea de petrol. Acum, curentul ne-a făcut lumină mai mare, numai ne-a adus și aparate din împrăștie pe toți. Și de-abia ne mai regăsim la telefoane uneori. A doua criză de care vorbeam era aceea relativismului religios. Și dacă ar fi să stăm de vorbă așa doi câte doi, și apoi să facem o socoteală, să vedem câte păreri se adună, temiri. Că unul a zis o predică de la unul, altul de la altul, unul a citit o carte, altul altul. Unul crede pe unul, celălalt pe un altul. Și totul a devenit pestriță. Nu mai există acea învățătură, cum spunea Pavel, ori eu, ori ei, noi așa am probuit și voi așa, ați crezut. Și astea toate îi atacă în primul rând pe tineri care nu sunt încă formați în învățătură. Ei pot să bâșpâie. Următoarea criză de care vorbeam e cea a lumii virtuale. Până acum toți sunt trăit în aceeași lume. Ne-am văzut, am vorbit, de acum te poți întâlni rar cu cel din casa ta și să simți nevoia să povestești cu unul de la capătul pământului. E ciudată lumea asta. Trăim pe două nivele. Acel live și virtual. Ceea ce nu s-a povestit, asta aparține vremii noastre. Aminteam apoi de criza imoralității. Când a fost atâta stricăciune cât acum? Că vorba aceea, mai cu seamă vara, nu știi cum să-ți protejezi ochii, urechile. Ori dacă intri pe internet să cauți ceva, nu spuneam, e ca în Sodomă. Tăbărăsc pe tine, nu te lasă să-ți faci treaba. Vorbeam apoi de criza consumului și a împrumuturilor. Întotdeauna oamenii s-au împrumutat unii pe alții, dar n-a fost o listă lungă de bănci la care să fim datori împreună cu statele în care trăim. Vrei să faci o firmă? Împrumut în banc. Cumperi casă? Împrumut în banc. Bugetul? Împrumutat la fonduri internaționale. Pentru că așa ne-a obișnuit societatea. Dacă trebuie să avem ceva, sau nu neapărat dacă trebuie, dacă vrem ceva, ne împrumutăm, nicio problemă. Când plătim, nu se știe. Dar nici Guvernul Americii nu știe când o să plătească. Au o datorie imensă. Și uite așa, pe ei trebuie să-i păsuiască Senatul, pe noi trebuie să ne păsuiască băncile, că nu mai reușim să rambursăm creditele la vreme. Vorbeam apoi de criza plăcerilor, a poftelor. Nu doar că regimul alimentar este bombardat de sute și mii de meniuri, mintea noastră, vizual, este o exacerbare a poftelor. Înfrânare. Nu le se mai cere nici copiilor, familiștilor, nici vorba. Totul este free, cum se spune, liber.
Și toate acestea, aminteam că am instalat o criză profundă a lipsei de evlavie. Și vreau să citim textul biblic din 2 Timotei, capitolul 3. Așa, privind peste toate. Versetul 1, să știți că în zilele din urmă, și puteți citi, să știți că în postmodernism, modernism, postmodernism, cu atât mai mult față de celelalte perioade, noi le-am parcurs din antichitate până la zi, vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, încânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având totuși o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea lui Dumnezeu. Nu sunt iubitori de Dumnezeu. Trăim o asemenea vreme. Aceste aspecte sunt numai în lumea de afară? Sunt în casele noastre, pentru că și copiii care ne se nasc până una altă sunt firești, întâi vine cei firesc și apoi vine cei duhovnicesc. Și trebuie să identificăm aceste realități, cum scrie în Efeseni capitolul 5, de la versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrări neroditoare ale întunericului. Ba încă mai degrabă, osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei ascuns, dar toate aceste lucruri sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Și în societatea asta sună cuvântul care spune: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Amin. Vreau să mai facem o observație. Există o relație între aceste crize. Și vreau să vă dovedesc asta cu textul biblic. De ce sunt dezintegrate familiile? Pentru că sunt lovite de criza consumului și a împrumuturilor. De ce este atâta imoralitate? Pentru că trăim într-o lume virtuală care este murdară în întreg țesutul ei. De ce este imoralitate? Pentru că oamenii nu-și mai controlează poftele. Și toate sunt întrețesute și toate conduc lumea înspre aceeași stare de stricăciune din ce în ce mai gravă. Proverbe, capitolul 6, de la versetul 23, pentru a observa relațiile dintre aceste crize. Că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. De ce e nevoie de sfaturi, de îndemn? Ele te vor feri de femeia stricată, de limba demnitoare celei străine, deci imoralitate. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei, deci controlează-te. Criza plăcerilor cu criza imoralității. Versetul 26. Căci pentru o femeie curvă, omul ajuns de nu mai rămâne cât cu o bucată de pâine. Imoralitatea te duce în criza consumului. Și toate se leagă. Noul Testament, 1 Timotei, capitolul 6. Aici evidențiile sunt și mai clare. Citim de la versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească, cum? Rapid, cum de fapt Biblia interzice. Dimpotrivă, cad în ispită, în laț, în multe pofte, criza consumului legată de criza poftelor. Și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăți și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Deci este un singur sistem demonic. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, deci s-a pierdut evlavia și s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Atenție! Când te prinde diavolul, vrea să-ți vândă multă marfă. Când ești prins într-o prietenie vinovat, nu doar că te rupe de adunare, te va duce într-o căsătorie lumească, te va duce în sărăcie, în probleme. Aceeași idee rezultă și din Iacov, capitolul 3, unde este scris din nou că toate aceste fapte rele fac casă bună împreună. Citesc de la versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Versetul 14. Dacă aveți în inima voastră pisma amară,
Versetul 16. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este turburare și tot felul de fapte rele. Relele, păcatele se adună. Și vă întreb, ce soluție avem pentru aceste crize? M-a întrebat chiar recent un tânăr, în ce măsură au impact în adunarea noastră? Ce cauze sunt și ce soluții se impun? 1. Soluția poate să vină numai din exterior, de la Dumnezeu. De aceea, dragii mei, suntem chemați la post și rugăciune. Soluția nu e la oameni, adică nu este în tehnici de psihologie, nu. Soluția poate să vină numai din Duhul lui Dumnezeu. Domnul spunea, Ioan capitolul 8, dacă Fiul Dumnezeu face slobos, vei fi cu adevărat slobos, liber. Tit capitolul 3 evidențiază aceasta, citesc de la versetul 3. Ați auzit, fratele spunea că prin harul Domnului are o familie frumoasă, pentru că a susținut-o până la bătrânețe cu post și rugăciune. Făcând așa un sondaj printre tineri și printre familiile tinere, postul și rugăciunea sunt în scădere. Și nu se poate fără asta. Și se încearcă treptat, v-am spus că toate merg împreună, relativismul, diavolul te convinge. Așa, alții sunt așa. Nu e nicio problemă, asta este situația în vremea noastră. Alții se scuză mai politicos spunând, asta e cultura vremii. Asta e cultura păcatului, a diavolului. Tit 3:3, că și noi eram altădată, fără minte, neascultători, tăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâși și urându-ne pe alții. Situația lumii. Și ieșirea din criză, versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit. Versetul 6. Prin harul care L-a vărsat din belșug peste noi. Versetul 7. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori a vieții veșnice. Doamne, îți mulțumim că încă ai har pentru noi. Și pentru biserica asta Domnul încă a rostit făgăduințe. Dacă nu ne-am bizuit pe harul lui Dumnezeu, vorbesc în modul cel mai deschis, pentru adolescenții, copiii, tinerii, care avem chiar familiile tinere, ar trebui să punem un drapel de doliu la ușa adunării, să spunem, va fi vai de noi. Șansa noastră e dată de faptul că strigăm la Domnul. Dar trebuie să conștientizăm această nevoie, dragi tineri. Și asta vreau să fie punctul 2 din soluțiile care le prezint. Trebuie să conștientizăm, să învățăm cuvântul și să încercăm să ne însușim ce le-a aplicat. Și Dumnezeu va vedea efortul, dorința noastră și ne va da har. Spune Scriptura în Efeseni capitolul 4, de la versetul 17. Iată ce vă spun, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Dacă nu-i diferență între noi și lume, prin ușa cuiva care avea cont pe Facebook, am intrat și am dat o raită pe bulevardul beteliștilor cu Facebook. Mi-a fost milă de unii săraci care nu știu ce fac. De fete care se expun și ele, zici că-s de vânzare și nu le cumpără nimeni. De băieți care au câte o poză în care se strâmbă și de parcă ar fi la teatru, așa, au rămas niște caricaturi și când te întrebi, e botezat cu Duhul Sfânt? Dar care diferența între ăsta și ăla la altă? Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Deșertăciunea gândurilor, fiecare spune prostia lui. Dacă vrei să vezi cât e din nebună lumea asta, nu mai trebuie să intri pe Facebook. Să vezi cum fiecare spune prostia lui și fiecare își afișează portretul lui. Dacă ar fi să cauți virtuții, găsești? Nu găsești. Ascultați-mă ce vă citesc aici. Versetul
20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă vreți, versetul 22, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Și că fiecare fată sărmană vrea ca celălalt să-și dea părerea, ești drăguț. Eu n-am o vreme, numai câteva minute să mă uit, că nu suport. V-am spus doar, am survolat așa ca să se... Când m-a întrebat cineva ce fac, a zis, caut oițele. Sunt prin spini săracele. Mi-am și notat câteva nume să vorbesc cu ele. O, Doamne! Să vă înnoiți în duhul minții voastre. Deci lumea asta este turmentată la minte. Nu ați vrea să gândim altfel. Și să vă îmbrăcați apoi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. 2 Petru, capitolul 1, în aceeași idee, versetul 4, Dumnezeu ne-a dat făgăduințului nespus de mari și scumpe. Noi, dragii mei, figurăm într-un tablou a cerului. Ioan ne-a văzut în filmul Apocalipsei pe marea de sticlă acolo în cer. Se poate să figurești și în albumul ăsta și în alalalt? Să fugiți de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci trebuie să înțelegem că avem nevoie de o mentalitate total diferită de lume, că trebuie să fugim, că altfel ne înghite lumea. Iar ceea ce facem noi aici, punctul 3 și ultimul la soluții, noi trebuie să implementăm asta la nivel de familie, de grup, de adunare. Nu ne învață Biblia nicăieri fiecare să facă pe cont propriu ce vrea. Părinții care pun problema așa greșesc total. Copiii să facă ce vor. Biblia spune, Dumnezeu a poruncit părinților, Psalmul 78, să-și învețe nea copiii. Biblia spune în Noul Testament să poruncim. În ce sens? Nu să forțăm, nu facem armată la biserică. Dar să vă îndemnăm într-un mod copleșitor și să ne angajăm împreună ca să scăpăm de toate stricăciunile astea. Doamne, ajută-i pe toți să fugă, să se scape din aceste cercuri viciate, din preteniile astea care îi tâmpesc pe vieții tineri. Și apoi când ajung în viața de familie, vai ce tragedie au. Iată ce scrie în Evrei 10 pentru asta, ca să vedeți de ce încă o dată ne-am făcut timp să vă îndemnăm. 10 cu 22, să ne apropiem cu o inimă curată. Versetul 24, să veghem unii asupra altora, dragi tineri. Eu v-am spus, am urmărit câteva minute așa și cu siguranță nu i-am zărit eu pe toți. Dar voi care știți pe ceilalți că-s prinși în diferite prietenii, ca să nu mai spun de unii care ei se căsătoresc la anul, dar deja au poze unul în brațele altuia, mizerie. Sau nu e așa? Ce să mai sfințim la anul viitor, după ce ei s-au îmbrățișat, s-au sărutat, s-au mângâiat și apoi în ultimă instanță poate zice că s-au obținut ca să nu-și piardă, abținut să nu-și piardă virginitatea. Și apoi ne așteptăm la binecuvântare. Nu mai este de unde, dragii mei. Să ne îndemnăm. Vezi 26, că dacă își păcătuim cu voia și nu ținem cont de toate aceste sfaturi, ne așteaptă distrugerea. Închei, dar nu vom încheia să ne rugăm pentru voi, nu vom încheia să vă chemăm, să vă lămurim. Cine vrea să ascult? Închei cu două gânduri scurte. Trebuie să înțelegem situația în care trăim, fenomenele. Pentru sufletul vostru, a fiecare dintre voi este o bătălie cruntă. Se bate Domnul Hristos cu toți îngerii Lui, cu Duhul Sfânt pe de o parte și de partea cealaltă e diavolul cu toți aghiotanții Lui. Și noi avem de ales. Cui vei zâmbi? Spre cine vei întinde mâna? Spune Scriptura 1 Ioan capitolul 2. De la versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume.
Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, deci o iubire te leagă, numai una. Îți plac lucrurile sfinte, părtășiile, meditația sfântă, cântările care te deschid înaintea Domnului sau găsești plăcere în activitățile lumești. Zicea un băiat, eu nu înțeleg de ce nu m-a acceptat să joc un fotbal. Altul zicea, pe mine nu mă atrage fotbalul. Da, filmele. Vedeți? Nu poți să iubești și una și alta. Nu poți, nu se poate. Asta este scris în continuare foarte clar, versul 16. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lădoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și noi avem de ales între Dumnezeu și împărăția Lui și lume. Știți care e cea mai mare tragedie în final? Când va zice Domnul unora, nu vă cunosc. Și la ce ajută atunci să ne justificăm, să spunem, eu am vorbit cu cutare. Eu n-am fost singur și alții au fost așa. Semne și minuni să facem dacă trăim în lucrurile astea lumești, să nu ne visăm cu raiul, că e un vis deșert. De aceea, dragii mei, noi suntem responsabili ca slujitori, ca părinți, să afirmăm aceste adevăruri și să nu admitem niciun rabat. De aceea scrie în Proverbe, capitolul 1, că tot ceea ce este scris și învățătura care vă dăm sâmbăta pentru copii, lunea la grupuri, duminica sau orice altă slujbă aici, Proverbe, capitolul 1, citesc de la versetul 2. Pentru cunoașterea înțelepciunii, pentru că diavolul prostește mintea. Versetul 4. Ca să dea celor neîncercați agerime de minte. Câți băieți și fete nu s-au păcălit. Așa, la 13-14 ani deja s-au dus. Păi când se trezesc la 20 ceva de ani, nu se trezesc nici atunci. Tot cred că mai departe, dacă gustă din pofte, poate vor ajunge și ei să fie fericiți. Alții deja își dau seama unde au ajuns. Să dea tânului cunoștință și chipzuință. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă le vei păstra, adică dacă ți le vei însuși, știi care e finalul? Versetul 21. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea, dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea. Vă dorim să rămâneți în biserică și la bătrâneți. Dacă mai ține lumea să vă puteți lăuda ca fratele Iacov, am 10 copii și toți sunt credincioși. Vă dorim să vă puteți căsători frumos, să aveți experiențe frumoase de acum. De ce încercați, dragii mei? Spun asta, repet, pentru necăsătoriți sau căsătoriți. Am văzut o familie căsătoriți. N-aveau poze neevlavioase, pe ăștia i-am observat, trebuie să vorbesc și cu ăștia, dar zic aici că poate sunt mai mulți. Și-și trecuseră la fotografii copilașii. Știți ce gând mi-a venit atunci? Sărmane de voi, ce pot să-mi pricepeți? Copiii ăștia care de la 2-3 ani i-a răs deschis computerul, internet, uite aici e poza ta, să vezi când a fi ăsta de 20 de ani, câte pagini o să umplă el de poze. Și l-ai învățat tu. Dar dacă ai un album, ăstea păstrează-l pentru tine. Trebuie să fie pentru toată lumea. Și toate astea ne fac să mergem așa într-o colectivitate vlăguită de putere, orbită înspre ce? Înspre ceea ce se întâmplă în Occident. Poate că va interveni Dumnezeu, îmi povestea cineva din Ucraina, a fost acolo de mai multe ori și știu că tare o slăbiseră și ei cu pocăință. Acum, de când au murit câțiva, au început să se roage. Rugați-vă și pentru mine, de miercuri seara mă duc, dar nu în partea aceea, evident, în partea aici spre Kiev,
câteva zile. Dumnezeu poate să îngăduie lucruri care să nu ne plac. Dar Dumnezeu vrea de bună voie să ne întoarcem cu toată inima spre El. Vom încerca la începutul lunii octombrie să organizăm câteva seri de rugăciune, de stăruință. Vă chemăm să veniți și să vă dea Dumnezeu vedenii dumnezeiești. Vă chemăm odată cu toamna, cu începerea anului școlar, să fie relansate activitățile la grupuri, să participați cu pasiune la activități sfinte și să vă hotărâți, să vă deziceți total de tot ceea ce este rău. Dar în privința aceasta, vorbeam cu o tânără, 13-14 ani, cere sfat de la cei mai în vârstă și îi spuneam ei, dacă m-ar întreba cineva pe mine la 50 de ani, ce zici, cam cum te încearcă reumatismul la 80 de ani? Și să-i dau să spun, să știi că junghiurile sunt cam așa, ai niște dureri așa, dorsale și... Spui, nu mă întreba pe mine, asta întreabă pe tata, care are exact 80 de ani. Dar tu la 14 ani știi cum e viața de familie și ce înseamnă să te măriți? Păi nu știu, dar ai vrea să știi. Mă întreabă pe una care e măritată. Că nici eu nu știu cum e un bătrân și nici tu nu știi cum e să te căsătorești. Să luăm sfat de la cei care știu și mai presus de toate, să luăm sfat de la Dumnezeu care e atot înțelept. Dumnezeu să binecuvânteze tinerii noștri, familiile tinere și copilașii. Doamne ajută! Amin!